să facem de 2-3 măsurători. Da, da, îmi dau de aici. Și el aici a picat, aici a rămas, că aici e sângele. Mai 2 metri, poți să bagi la 14... La 13-20. Nu, nu, mai 3, mai de la de aici. 13-20. Da, dai că dau. Nu-i poată de sânge. Da, aici, de data. Aici, cu fustă. Uite, mai este 2,2. Deci 14-40. Îți spune la el, de la locul de impact, până unde a fost el, în afară. 13-40. De la locul ăsta de... Ba, cum mai e spatele? Poți să scrii... Nu, pe partea corosabilă, că sunt... Ce telefon aici? Lasă-l acolo. Eu continuare așa, tunăm până la mașină, să vedem cât a fost. Păi 33,3 metri era până acolo. Da, 33,3 și dau până la mașină, să vedem cât a fost la mașină. Trebuie asta? Ce? Nu. Spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat? Am fost solicitat pentru un accident rutier la Mânion, unde am găsit un pacient în stare critică, în stop cardiorespirator. S-au acordat manevre de resuscitare conform protocolului. Pacientul este resuscitat și predat la spitalul județean. Pacientul se află în stare critică. Spuneți-ne, vă rog, care sunt șansele de supraviețuire? În urma impactului care l-a avut cu mașina, șansele de supraviețuire sunt destul de mici. Numele și funcția dumneavoastră? Lizi Ștefan, medic, ambulanță, reșit.